Biroul Asociat de Avocați va ține 3 webinare care s-ar axa pe probleme contractuale și comerț electronic, relații de muncă și facilități fiscale și litigii și insolvență. Iar după finalizarea acestor webinare vor fi elaborate ghiduri scrise explicative axate pe aspecte juridice discutate în cadrul webinarelor. Înțeleg, trebuie să identificăm necesitățile diferitor participanți jucători ai pieței, da? Să optimizăm efortul astfel încât să acoperim subiecte de importanță comună pentru mai mulți, nu doar pentru anumite entități sau pentru anumite grupuri profesionale, și să oferim un suport juridic bun, eficace, productiv, rezultativ pentru cei care se ciocnesc cu probleme inclusiv juridice zi de zi. Și aveau recomandare ca toate webinarele să fie înregistrate, după care să fie rulate și să fie accesibile, ca ei se poate accesa online cine nu a putut să participe. Și dacă este posibil, în baza acestor webinare, am înțeles că o să fie elaborate ghiduri. Ideea este că dacă ar fi și materiale scrise sub formă de infografice sau ghiduri foarte clare pe procese, cum se merge pe fiecare subiect în parte, într-o formă ușor de înțeles, tot ar fi extrem de util. Eu cred că acest suport va fi de un ajutor foarte mare. Alfabetizarea IMM-urilor este relativ mică și scăzută, din păcate. Liliana, noi anume pe al de voi contem, spunem așa, da? Pe întreprinderile mici și mijlocii, pe asociațiile care îi reprezintă. Da? Am în vedere mai puțin pe ăștia mari, care în principiu pot să se autoajutoreze. Da? Ăștia mici, noi am văzut de la bun început, că ei într-adevăr au nevoie de susținere. Salut inițiativa lansată, deoarece este una foarte, cred că, așteptată și necesară pentru întreprinderile mici și mijlocii, prin simplu motiv că toți se ciocnesc cu diferite probleme la moment. Într-adevăr, sunt de acord cu Roger că sunt foarte multe informații la zi care sunt pe spațiu online și antreprenorii cumva sunt derotați și nu, până la urmă, înțeleg modul cum se aplică aceste informații și care sunt veridice și care nu chiar. Chiar este nevoie de un tratament așa profesionist a subiectelor care se pun în discuții. Că altfel putem să încurcăm sau mai mult să complicăm situația în disputa dintre două companii. Și faptul că ei o să meargă ani de zile prin instanță și o să pierdă timp și bani, aceasta nu este, cred, lucru care trebuie să-l facem noi împreună cu dumneavoastră în susținerea mediului de afaceri. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru receptivitate, iar Consiliul Economic Ministru urmează să vă informeze despre update, data, ora și așa mai departe, sau o altă informație care ar putea să fie utilă pentru dumneavoastră. La fel, aș vrea să anunț faptul că în prima jumătate a iunie va fi organizat și o ședință a Consiliului Consultativ al IMM-urilor. Venim cu o agendă ceva mai amplă.